Bine v-am găsit, dragii mei YouTuberi! Astăzi vreau să avem o altfel de discuție privind o știre care a zguduit lumea, și anume moartea suspectă a lui Mircea Popescu. Și aș vrea să-l caracterizăm puțin înainte pe acest român care s-a îmbogățit și a fondat criptomoneda. Mircea Popescu este născut în Cluj, unde a și copilărit, și după care a trăit în Statele Unite ale Americii, în Costa Rica, în Egipt, Mexic. Însă sfârșitul și l-a găsit în Punta Arenas, mai exact în Oceanul Pacific, din Punta Arenas. În 23 iunie acest an, 2021. Aș vrea să vorbim puțin cum s-a îmbogățit acest om. Cu o inteligență foarte mare. El a lansat în 2008 blogul Trilema și de unde, începând cu 2012, a început să scrie despre Bitcoin și criptomonede. Tot în 2012 a fondat MPEX, unul dintre primele servicii de tranzacționare de Bitcoin. Acest Mircea Popescu este unul din veteranii industriei criptomonede și un investitor în Bitcoin. Un investitor în Bitcoin. Tot el este și autorul studiului Bitcoin Reformation, părintele conceptului Bitcoin, părintele conceptului Bitcoin maximalist. Mircea Popescu, puțin timp înainte de deces, a declarat că este singurul om care a deținut vreodată 1 milion de Bitcoin, potrivit prețului de tranzacționare de astăzi, circa 34.200.000 de dolari per coin, deci un milionar în dolari de criptomonede. S-ar traduce prin 34,2 miliarde de dolari obținuți din tranzacțiile virtuale. Acum aș vrea să vorbim puțin despre moartea lui suspectă, gurile rele spun că ar fi omorât. El în dimineața zilei de 23 iunie a plecat să înoate puțin în Oceanul Pacific, pe plaja Punta Arena. Însă nu s-a mai întors înapoi. Cred că este un semn de întrebare. Era super cunoscut în Costa Rica, America și peste tot în lume pentru ceea ce a făcut. Să știți că moartea lui nu a afectat piața Bitcoin absolut deloc, iar averea care și-a construit-o prin vânzarea virtuală de Bitcoin iarăși rămâne o enigmă, pentru că el singur avea, deținea cheia, mai bine zis codul, de la câștigurile sale
nu știa absolut nimeni decât el. Deci, oricine ar fi încercat să-l omoare, bănuiesc că nu a câștigat nimic din asta. Cam atât aș vrea să vă spun, dar nu voi închide înainte de a vă aminti că și eu am contribuit la aceste criptomonede și nu a fost de foarte multe ori, însă pot să spun că doar o dată n-am câștigat. În rest, banii care i-am investit, spre exemplu, 200-300 de euro, n-am câștigat foarte mult, însă am fost foarte mulțumită pentru că n-am făcut nimic pentru a-i obține. Este aceeași chestie ca și cum ai juca la loto sau câștig fără a munci. E simplu dacă vreți să să încercați și dumneavoastră, e foarte simplu. Mergeți în Google, găsiți acolo Bitcoin, criptomonede, aveți diferite monede virtuale care puteți încerca. Descărcați un fișier, acolo vi se spune, o să vină un consultant financiar să vă sfătuie ce ar trebui să faceți pentru a investi și câștiga. Deci se investește 250 minim, eu totdeauna am investit 300-350 și am luat chiar și 5500 de euro. Deci merită să încercați. E o sursă sigură, merită să încercați. Eu cam atât v-aș sfătui. Și cam astea ar fi știrea care am vrut să vă dau. Păcat că acest om, care a făcut mulți oameni fericiți, a dispărut dintre noi. Și mai cu seamă că totul pare se că nu a murit, nu s-a sinucis. Părerea unor ziariști care vorbesc online despre el este că s-ar putea să fie o sinucidere sau să fi fost omorât. El nu era prima dată care mergea să noate pe plajă, avea ca acolo casă de vacanță, să noate aproape de casă, în ocean, și doar acum i s-a întâmplat. Ar mai fi posibilitatea ca curenții să-l fi luat în larg și acolo și-a găsit sfârșitul. Cam atât am vrut să vă spun. Dacă v-a plăcut știrea mea, vă rog frumos, dați un subscribe, un comentariu sau un like. Vă doresc o zi bună și ne auzim la un nou videoclip.